Sosește excelența sa Klaus Werner Iohannis, președintele României. Se intonează imnul național al României. În temeiul prevederilor articolului 85 aliniat 1 și ale articolului 100 aliniat 1 din Constituția României Republicată, având în vedere hotărârea Parlamentului României numărul 42 din 2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, președintele României decretează. Se numește Guvernul României în următoarea componență. Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Kelemen Hunor, viceprim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Căciu, ministrul finanțelor.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Lucian Nicolae Bode, ministru afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bogdan Lucian Aurescu, ministru afacerilor externe. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marian Cătălin Predoiu, ministru Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vasile Sebastian Dâncu, ministru Apărării Naționale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Florin Marian Spătaru, ministru Economiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Virgil Daniel Popescu, ministru energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Ionuț Cheznoiu, ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tanțoș Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ceche Otila Zoltan, ministru dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dan Vâlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor,
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexandru Rafila, ministru sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Câmpeanu, ministru educației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Constantin Daniel Cadariu, ministru antreprenoriatului și turismului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Florin Claudiu Roman, ministru cercetării, inovării și digitalizării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Gabriela Firea, ministru familiei, tineretului și egalității de șanse. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența,
unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Lucian Romașcanu, ministrul culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Novak Carol Eduard, ministru sportului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Doamnă președinte, domnilor președinți, domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, vă felicit. Criza politică s-a terminat, dar celelalte crize nu. Și nici problemele nu au dispărut. Pandemia nu s-a terminat. Criza energetică nu s-a terminat, capătă doar noi forme. Bugetul pe acest an va trebui rectificat. Bugetul pentru anul viitor va trebui pregătit și votat. Oamenii așteaptă plata salariilor și a pensiilor la timp și multe alte lucruri se cer rezolvate urgent. Pentru toate acestea este nevoie de un guvern solid, cu o majoritate consistentă în Parlament. Și acum există acest guvern. Dar nu numai probleme ne așteaptă și vă așteaptă. Sunt multe oportunități. Planul Național de Redresare și Reziliență se cere implementat. Sunt foarte mulți bani aici care trebuie investiți în beneficiul românilor. Toată lumea așteaptă măsuri consistente pentru a garanta o creștere economică, pentru a crește salariile, pentru a crește pensiile. Toată lumea se așteaptă la investiții, autostrăzi, drumuri, spitale, școli și multe altele.
Și pentru toate acestea, pentru a fructifica aceste oportunități, este nevoie de un guvern puternic, bine condus, care se sprijină pe o largă majoritate în Parlamentul României. Acum avem acest guvern. Nu a fost simplu. Cred că nu-și imaginează nimeni că a fost simplu ca într-o coaliție să vină împreună partide care până mai ieri s-au luptat unul împotriva celuilalt. A fost nevoie să se treacă peste multe orgolii, și mai mari, și mai mici, pentru a găsi punctele comune și pentru a ajunge la votul de încredere de astăzi. Domnule prim-ministru, onorați membri ai Guvernului, așteptările sunt mari. Românii așteaptă să vă apucați și să rezolvați problemele pe care le-ați enunțat în programul de guvernare. Lumea s-a săturat de crize, lumea s-a săturat de promisiuni. Oamenii vor să vadă fapte, oamenii vor să vadă rezultate. Vă invit să le livrați. Vă doresc tuturor mult succes și multă sănătate!